Bună ziua, dragii mei elevi din clasa 8-a! Vă salut cu dor, eu, profesoara de limbă și literatură română, Leancă Mariană. Vă invit să descoperim misterele textului Cărțile au suflet, de Nicolae Manulescu. Ce reprezintă pentru voi cartea? După un minut de reculegere, bănuiesc că îmi veți răspunde. Cartea este viață, cartea e destin, e și relaxare, e descoperire, cartea e refugiu, e bogăție, evadare, emoții, dar și un aliat. Să ne amintim care sunt cuvintele care formează câmpul lexical al cuvântului carte. Acestea sunt autor, titlu, cotor, copertă, volum, prefață, postfață, cuprins. Să trecem în revistă câteva date din biografia lui Nicolae Manulescu. Născut în 1939, Râmnicu-Vâlcea, România. Critic și istoric literar, eseist, jurnalist, membru corespondent al Academiei Române din 1997, membru titular al Academiei Române din martie 2013. Istoria critică a literaturii române este cartea sa fundamentală. Vom citi în continuare câteva pasaje din textul Cărțile au suflet. Haben sua fata libeli, cărțile își au destinul lor, spune dictonul clasic al lui Terentianus Maurus. Trăind ani de zile printre cărți, m-am convins de faptul că pe lângă soartă, cărțile au și suflet. Cărțile sunt prieteni reci, dar siguri. Prieteni siguri neîndoielnic, nu și prieteni reci, adică indiferenți sau nepăsători. E destul să privești cu atenție rafturile pline care acoperă pereții ca să-ți dai seama că emană din ele fluide liniștitoare. Nu te simți niciodată singur printre cărți. Nu există prezențe mai prietenoase, lucruri mai în stare să țină tovărășie și nu un ceas de călătorie, ci o întreagă viață. Nu ne pretind în schimb decât să ne facem, la rândul nostru, timp pentru ele. O carte imaculată e la fel de tristă ca un colț de natură pe care ochiul omului nu l-a privit. O carte, ca și un om, e vie, dacă anii, suferința, stângăcia cititorilor au lăsat urme pe obrazul ei. Ca și oamenii, cărțile au enigmele și vicleniile lor. Crezi că le stăpânești citindu-le și în realitate ele se joacă cu tine, te ademenesc sau te resping, ți se dezvăluie sau ți se refuză secrete, fermecătoare, cochete. Uneori ai impresia că ele te citesc pe tine mult mai bine decât le poți citi tu pe ele. Cărțile sunt psihologi mai profunzi decât oamenii. Și cum să nu tragem de aici încheierea că și ele au un suflet? Ai observat probabil un șir de cuvinte neclare. Să le explicăm. Ostilitate, atitudine dușmănoasă, plină de ură, dușmănie, vrăjmășie. Reculegere, adâncire în gânduri, meditație. Farsă, faptul de a păcăli pe cineva cu scopul de a se amuza. Stupid, lipsit de inteligență, greoi la minte. Tenacitate, calitatea de a fi tenace, stăruință, îndârjire, perseverență. Consecvență, linie de conduită fermă, neschimbătoare. Hazard, întâmplare neprevăzută, neașteptată. Ranchiună, ură ascunsă, dușmănie și dorință de răzbunare, pismă, pică. Dicton, expresie, sentință devenită proverb. Terizoriu, neînsemnat, lipsit de valoare, nesemnificativ, ridicol. Bibliofil,
iubitor și colecționar de cărți rare și prețioase, inefabil, care nu poate fi exprimat în cuvinte, inexprimabil. Să explicăm și expresiile. Haben zu afata libeli, cărțile își au destinul lor. Le lire sont des amis froids et sûrs, cărțile sunt prieteni reci și siguri. A lua peste picior, a lua în râs, a ironiza. A prinde viața, a căpăta putere, tărie, a se înviora. Propuneți câte un sinonim pentru cuvintele. Dacă ați fost atenți mai sus la explicația cuvintelor, nu vă va fi dificil să identificați sinonimul potrivit. Dicton, soartă, ostilitate, reculegere, imaculat. Să verificăm. Dicton, expresie. Soartă, destin. Ostilitate, dușmănie. Reculegere, meditație. Imaculat, curat. V-ați întrebat cum este o carte supusă, una jucăușă sau una revoltată? Aceasta este o carte nouă, recent achiziționată. Aceasta este o carte veche, foarte veche, pe care o am de la bunelul meu. Ea este o carte jucăușă. E cartea fiului meu. De ce jucăușă? Pentru că se află peste tot. Acum o poți întâlni pe masa de la bucătărie, mai apoi pe noptiera din dormitor, iar mai târziu în sertarul cu reviste. Biblia este o carte supusă. Ea așteaptă smerită și cu minte pe raft să fie citită. Iar manualul școlar este o carte revoltată. Vă propun în continuare să selectați adjectivele cu rol de epitet pentru cuvântul carte. Eu v-am propus mai multe. Carte imaculată, interesantă, blândă, catifelată, tristă, nouă, veche, tăcută, veselă, supusă. Adjective cu rol de epitet vor fi carte blândă, catifelată, tristă, tăcută, veselă și supusă. Selectați din text elemente reale și fictive. Țin să vă amintesc că elementele reale sunt cele care se pot întâmpla cu adevărat, iar cele fictive țin de imaginația autorului. Cele reale sunt: cărțile sunt prieteni siguri, printre cărți nu te simți singur, există încăperi cu cărți care sunt neprimitoare. Elemente fictive: cărțile au ochii stinși, fiecare volum pare treaz, o carte e la fel de tristă ca un colț de natură. Formulați impresii de lectură. Ce v-a impresionat în mod deosebit în text? Care este momentul preferat? Dacă ar fi posibil, ce ați modifica? Exclude. Există vreo neclaritate? Sunt curioasă să aflu răspunsurile voastre. Vă invit la meditație. Ce titluri de carte ați descoperit în timpul vacanței de vară? Ce carte v-a marcat în mod deosebit? Cum alegeți cartea pe care intenționați să o citiți? Aveți în colecția voastră o carte jucăușă, dar una revoltată sau supusă? Jurnalul dublu este o tehnică ce constă în selectarea din text a unei idei sau a unui pasaj pe care îl înscrieți în prima parte a foii, iar în a doua jumătate îi realizați un comentariu. De exemplu, o carte imaculată e la fel de tristă ca un colț din natură pe care ochiul omului nu l-a privit. O carte, la fel ca omul, ca și natura, se simte bine, confortabil în compania cuiva. O carte imaculată
este o carte pe care nimeni nu a lăsat semne, ceea ce înseamnă că nu a trezit interes, nu au existat motive, idei relevante. Și natura e tristă atunci când nu are cine să o admire. Vă propun un șir de scriitori ce au abordat tema cărții. Este vorba de Nicolae Dabija, Nașchii de cer, Mircea Eliade, Memorii, Tentațiile unui tânăr miop, Constantin Chiriță, Cireșarii, Marcus Zusac, Hoțul de cărți, Cornelia Funke, Inimă de cerneală. Iar acestea sunt cele mai citite cărți pentru adolescenți. Este vorba de Hoțul de cărți de Marcus Zusa, despre care am vorbit un pic mai sus. Mircea Eliade, romanul adolescentului miop. De veche în lanul de secară de Salinger. Mark Twain, aventurile lui Huckleberry Finn. Și Harper Lee, Să ucizi o pasăre cântătoare. Aforisme despre carte. Nu poți deschide o carte și să nu înveți ceva. Confucius. Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Și cum o atingi cu ochii și cu mintea, sufletul ți se deschide ca un prieten bun. Maxim Gorki. O carte este o lume, însă o carte citită este o lume prin care ai călătorit. Magdalena Dorina Suciu. Cărțile sunt fiice ale cerului pogorâte pe pământ ca să aline suferințele neamului omenesc. Bernardin de Saint-Pierre. Cartea bună e ca și o conversație cu un om deștept. Lev Tolstoi. Cărțile nu înseamnă hârtia din care sunt ele făcute, ci comoara de înțelepciune dintre coperți. Eugen Antal. Cu aceste aforisme îți poți îmbogăți portofoliul tău la limba și literatura română. Vă provoc la o discuție cu cartea preferată. Va trebui să alcătuiți un dialog din 6 replici, în care trebuie să respectați tema propusă și numărul de replici. Va trebui să scrieți fiecare replică din rând nou cu linii de dialog, să utilizați semnele de punctuație corespunzătoare. Revin la cărțile din mini-biblioteca mea. Cumpără o carte. Nu vor fi bani irosiți în vânt. Păstrează o carte veche. Vei fi mai bogat. Citește o carte supusă. Vei fi mai cumpătat. Citește una jucăușă. Vei fi mai relaxat. Citește o carte revoltată. Vei fi mai informat. Citește. Cărților nu li se pierde semnalul. Vă mulțumesc mult pentru atenția cu care m-ați urmărit.